Bănățenii sunt așteptați în această primăvară la o nouă ediție a Street Food Festival. Anul acesta, evenimentul, care se desfășoară în mai multe orașe din țară, va începe chiar la Timișoara. La fel ca ediția din toamnă, festivalul culinar va fi găzduit tot în Parcul Rozelor, dar de această dată se va extinde și pe strada Academician Alexandru Borza, transmit organizatorii. Pofticioșii sunt așteptați între 10 și 13 mai să deguste burgeri care le vor surprinde imaginația, pizza italiană autentică, mâncare chineză, coaste clătite și zeci de alte preparate delicioase. Nu vor lipsi nici concertele de jazz, blues și world music, activitățile pentru copii și alte surprize care să completeze o experiență gastronomică extraordinară. Street Food Festival e primul festival din România dedicat mâncării stradale. A debutat în 2016 la Cluj, iar în 2017 aventura a continuat în mai multe orașe pentru ca gusturile românilor din toată țara să fie răsfățate.